Cristina îl va acuza pe Cosmin că se joacă cu inimile concurentelor. Luni se va deschide un subiect foarte controversat în Casa Iubirii, și anume relația dintre Cosmin și Julia. Astăzi ești cu Julia, luni dai speranțe ca tincăi. Cosmin va fi pus la zid de Cristina după ce va oscila între trei concurente din Casa Iubirii. În ediția de luni a emisiunii matrimoniale Casa Iubirii, Cosmin va fi pus la zid de Cristina pentru că oscilează între trei concurente. În următoarea ediție a emisiunii matrimoniale Casa Iubirii, prezentată de Andreea Mantea și difuzată exclusiv la Canal D, Cosmin va fi pus la zid de Cristina pentru comportamentul pe care îl are în competiție. Ai observat că te-a blocat Julia? Va întreba Mihaela. Nu, va spune. Amuzat, Cosmin, l-ai blocat? Va întreba, surprins, Radu. Oh my god, nere, vai, doamne, va exclama, amuzată, Julia, Julia, Cosmin, voi doi cum sunteți după gală? Va întreba Radu. Nu suntem, nu există un Julia și Cosmin și nu suntem, va răspunde Julia. Dacă aș fi zis Julia, nu era bine, că oricum terminasem cu ea. Dacă ziceam Catinca, va spune Cosmin, moment în care va fi întrerupt de Julia, ce ai terminat? Că oricum nici n-ai început, dar ai zis așa, va exclama Julia, dacă încep cu d-astea, Cristina, sincer nici nu mai vreau să vorbesc, va spune Cosmin, hai! Scuză-mă, va răspunde Cristina, dacă nu sunt înțeles, va spune Cosmin, iar imediat după va fi întrerupt de Cristina, care nu va concepe cum vrea să fie înțeles în condițiile în care își schimbă preferințele la fete ca șosetele, zilnic. Păi cum vrei să fii înțeles dacă tu astăzi ești cu Julia, luni dai speranțe ca tincăi după care spui de Lorena? Cum vrei să fii înțeles, va exclama Cristina. Robert și Mihaela vor purta discuții intense, tot luni, Mihaela și Robert vor ieși în curte și vor purta discuții intense. Robert îi va aduce la cunoștință că, în ultimul timp, a greșit enorm de mult față de el. Eu nu mai repet, ai gafat-o cel mai rău. M-ai acuzat că am pe cineva afară, m-ai acuzat că am chemat o persoană la Casa Iubirii, n-am chemat-o, va spune Robert. Robert, Mihaela, despre ce ați vorbit voi în grădină, va întreba Andreea Mantea, care a fost subiectul discuției, veți afla luni, 23 octombrie 2023, într-un nou episod din Casa Iubirii, doar la Canal D. Bianca va susține că Mihaela a încercat să-i facă rău în emisiune punând-o într-o lumină proastă. O va caracteriza drept răutăcioasă și ranchiunoasă, apoi o va acuza de faptul că îl place pe Patrick, fostul concurent din Casa Iubirii, care a avut o lungă perioadă relație cu o altă fostă concurentă, Nona. Mihaela va lansa o acuzație gravă la adresa Biancăi și îl va atenționa pe Ionuț în privința acesteia, îi place numai de Robert. Te sapă pe la spate. Mihaela îl va atenționa pe Ionuț în privința Biancăi. Mihaela va lansa o acuzație gravă la adresa Biancăi. Bianca și Mihaela vor ajunge la cuțite mâine. În episod, Mihaela va declara că ar fi fost dispusă să discute cu Bianca atunci când s-au certat, dar sub nicio formă nu și-ar dori să fie prietena ei. Nu aveam nimic împotrivă să vină și să discute cu mine. Am spus că nu o să fiu o prietenă bună aici cu Bianca, sub nicio formă. Dar de discutat puteam să discut, va spune Mihaela. Mihaela de multe ori a căutat să mă pună într-o lumină proastă. E foarte răutăcioasă din punctul meu de vedere. Ranchiunoasă și nu m-aș vedea cu ea în afara emisiunii. Ție ți-a plăcut de Patrick? Mihaela, nu-ți mai place de Patrick? Va răspunde Bianca, aia e altceva. Uite că îmi place, care e problema? Va spune Mihaela. Auzind discuția dintre cele două, Robert va face ochii mari și va fi surprins de ce a afirmat Mihaela. Mihaela îl va atenționa pe Ionuț în privința Biancăi. Mihaela va face mâine o afirmație foarte periculoasă legată de Bianca. Tânăra va afirma că Bianca îl place pe Robert și că flirtează cu el chiar și când îl întreabă câte ceva despre Ionuț, iubitul acesteia. Eu flirtam cu Robert. Este doar în capul tău, va spune Bianca, da. Și de câte ori ai ocazia râzi în gura lui.
Ionuț, să te uiți mai atent când au ei doi discuții, vezi cum se manifestă iubita ta, că îi place numai de Robert. Te sapă pe la spate, va declara Mihaela, eu n-am nicio treabă, va răspunde Ionuț, nelăsându-se manipulat de Mihaela. Ce se întâmplă mai departe aflați mâine, 22 octombrie 2023, într-un nou episod din Casa Iubirii, de la orele ora 16 și ora 19, doar la Canal D. Robert va da cărțile pe față și va vorbi despre motivul pentru care Mihaela vrea să plece din competiție. Robert va dezvălui motivul pentru care Mihaela vrea să plece din Casa Iubirii. Nu vrea să stea aici până la final, că și așa nu câștigă sezonul. Robert va dezvălui motivul pentru care Mihaela vrea să plece din Casa Iubirii. În următoarea ediție a emisiunii matrimoniale Casa Iubirii, Robert va dezvălui adevăratul motiv pentru care Mihaela vrea să părăsească emisiunea. Bianca îi va întreba pe Robert și pe Mihaela cum s-ar simți dacă ar părăsi emisiunea Casa Iubirii. Cum te-ai simți dacă Mihaela ar părăsi Casa Iubirii? Va întreba Bianca, rău, va răspunde Robert. Mihaela, cum te-ai simți dacă Robert ar părăsi Casa Iubirii? Va întreba Bianca. Păi eu nu sunt crezută, orice aș spune, asta clar, va spune Mihaela. Păi da, dar pare că el știe ceva, gen de asta a zis, va interveni Laurențiu. După ce Laurențiu îi va arunca mingea la fileu, Robert va declara că Mihaela, de fapt, vrea să plece înainte de finalul emisiunii pentru că știe că nu va câștiga oricum competiția. Spre dezamăgirea Mihaelei, concurentul nu va înțelege că motivul pentru care voia să stea în emisiune era ca să fie lângă el. Normal, am vorbit în Casa Fetelor, eu și ea. Ia Mihaela, nu vrea să stea aici până la final, că și așa nu câștigă sezonul. Va spune Robert, păi asta am spus, că scopul meu era să rămân lângă tine până la final, va declara Mihaela, pentru că Mihaela va interveni peste el, Robert se va oftica pentru că nu poate termina o frază până la final, nu pot să vorbesc, va spune, iritat, Robert, după discuția dintre Robert și Mihaela. Concurenții vor primi niște bilețele pe care vor trebui să numească concurenții care se potrivesc cel mai bine cu descrierea menționată pe hârtie. Una dintre descrieri este de cel mai răutăcios și cea mai răutăcioasă. Cred că cel mai răutăcios concurent din cei 13 din casă este Robert, va spune Vlada. Cred că cea mai răutăcioasă fată din casă este Mihaela, va spune Julia. Anton și Vlada se vor săruta. Tot în episodul din 21, Anton și Vlada vor ieși singuri în curte, acolo unde cei doi pare că se vor săruta. Nu vreau să te pup, va spune Vlada. Ba da, uite, eu vreau, va spune Anton. Pupă-mă, va exclama Vlada. Anton va rămâne surprins de răspunsul Vladei, iar cei doi se vor apropia din ce în ce mai tare în ceea ce pare a fi un sărut. Imaginile cu ei au fost transmise și pe conexiune, unde au fost stârnite țipete de bucurie. Dacă Anton și Vlada se vor săruta, veți afla, 21 octombrie 2023, într-un nou episod din Casa Iubirii, de la orele ora 16 și ora 19, doar la Canal D. Cosmin va fi pus la zid pentru că nu vrea să aleagă dintre Catinca și Julia. Lorena va avea interdicție în casa băieților. Laurențiu nu va dori să o vadă, ce să fac acum? Să nu mai fac pași către nimeni. Cosmin va fi pus la zid pentru că nu vrea să aleagă între Julia și Catinca. Cosmin va fi luat la rost de colegi deoarece nu pare că se poate decide între Catinca și Julia. Cosmin, pus la zid pentru că nu vrea să aleagă între Julia și Catinca, mâine. Cosmin va fi luat la rost pentru că nu pare că vrea să aleagă dintre Catinca și Julia, mie mi se pare că el, Cosmin, doar se joacă și nu alege pe niciuna, va declara Radu, să stau așa acum. Să nu mai fac pași către nimeni. Va răspunde Cosmin, păi înainte ai stat așa și n-ai mai făcut pași spre nimeni, va reacționa Julia, da și ce să fac acum? Vrei să fac asta în continuare, să nu facă pași spre nimeni, că vrei tu, sau cum?
va spune Cosmin, am zis eu că vreau asta, va replica Julia, păi nu, dar faci o discuție, va spune Cosmin, Lorena va încerca să detensioneze situația și va spune că și ea își dorește să afle dacă între Julia și Cosmin a fost doar o interacțiune prietenească sau totul a fost mai mult de atât. În ciuda intențiilor ei, Julia îi va spune că Laurențiu va interpreta declarațiile ei și va crede că Lorena, de fapt, este interesată de Cosmin. Uite eu, de exemplu, mi-aș dori să știu, v-am văzut împreună și aș dori să știu la ce concluzie ați ajuns sau dacă a fost o interacțiune pur și simplu prietenească și atât, va declara Lorena, deja îl auzi pe Laurențiu, de ce?